Bună ziua și bine ați venit la Romanian Security Fair. Expert Solution este unul dintre expozanții de tradiție la acest târg. Cu ce noutăți ați venit în acest an, cu ce proiecte, ce tehnologii? În acest an am venit cu mai multe proiecte. În primul rând am continuat o nouă generație de casă inteligentă, echipamente de ultimă generație, în care din momentul în care dau click pentru comanda unui device, lucrurile se întâmplă aproximativ instantaneu. Un alt tip de produse care le-am adus de top în acest an sunt noile NVR-uri cu capacitate de stocare pentru camere video 4K. Avem varianta middle-low care o expunem acum de 36 de camere 4K cu o capacitate de stocare de 9 hard disk-uri la 6 tera, dar avem și variante de top care pot permite imagini pe 128 de camere video, camere video cu rezoluție 4K, iar matricea de stocare sunt 20 de hard disk-uri a 6 tera, ce permite RAID 0, 1, inclusiv 5 și 10. O altă gamă de produse la care suntem la a treia sau a patra generație sunt DVR-urile auto, care în acest moment au trecut pe camere video de tip HD, am trecut la rezoluție HD. Și aș vrea să scot în evidență un proiect al nostru din acest an, care îl demarăm în primăvară pentru că momentan vremea nu ne va permite. Am adoptat o comună din această țară, unde în primăvară vom face plantare de copaci, va fi pădurea QC și ESOL, în care fiecare partener de-al nostru va avea un copac cu denumirea firmei, astfel încât vom fi o familie extinsă. Titlul proiectului este Copacul vieții. Înțeleg din expunerea dumneavoastră că atingeți atât zona rezidențială, cât și cea comercială, corporate și chiar de comunitate. În proiectul de care ne vorbeați există și elemente sau componente de tehnologice și în special de securitate? În toate proiectele care v-am povestit există și componenta de securitate. Securitate atât la nivel individual, cât și la nivel de bunuri. Și în cazul comunei, la ce se referă securitatea? În cazul comunei, securitatea se referă la un anumit tip de securitate fizică, îmbunătățirea calității aerului prin proiectul care l-am dezvoltat noi. Iar la nivel de securitate fizică, efectiv, vrem să implementăm în comuna respectivă câteva camere video cu vizualizare la poliție pentru zone critice din acea comună. Pare un proiect foarte interesant și cred eu de noutate în peisajul din România. Borez succes pe această linie și sper să vă urmeze și alte companii exemplu. Din punct de vedere al tehnologiilor prezentate dumneavoastră, ele acoperă o sferă foarte largă, însă ideal ar fi ca ele să lucreze împreună și să aibă o componentă telecom integrată. Aveți și așa ceva în oferta dumneavoastră? Da, din acest an începând am dezvoltat telefonia VoIP, în care putem merge în rețele de calculatoare, să integrăm telefoane video, se poate transmite apel video, se pot integra video interfoane de tip VoIP, astfel încât prin apelare la un număr de telefon să pot să văd imagini din spatele video interfonului respectiv. În plus, ne permite ca dacă beneficiarul are mai multe locații să se conecteze astfel de telefoane, imaginile vor fi live și în plus costurile cu telefonia vor fi zero. Așteptăm să vă vedem în continuare și la edițiile următoare ale Romanian Security Fair. Vă mulțumesc pentru că ați trecut pe la noi.